Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Lumină în sfârșit! Textul de memorat îl găsim în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Și o rugăm pe Almira să ne-l spună. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Mulțumim frumos, Almira! Pregătirea căii. Cu mii de ani în urmă, păcatul a stricat lumea noastră perfectă. Fără întârziere însă, Iisus a promis să vină unul dintre noi, astfel încât să ne ia păcatele. În felul acesta, el avea să aparțină, de fapt, familiei noastre umane pentru totdeauna. Ce dragoste minunată! După ce au trecut 4.000 de ani, lumea era controlată de un singur popor. O singură limbă era larg răspândită. Lumea putea să audă cu ușurință veștile bune despre mântuire. Însă aproape toată lumea a crezut minciuna satanei că Dumnezeu este neiertător și egoist. Deoarece oamenii l-au ales pe Satana să le fie conducător, lumea a ajuns să fie plină de nefericire, disperare și suferință. Păgânii și marea parte din poporul lui Dumnezeu credeau că se puteau mântui singuri prin faptele lor bune. Mulți au ajuns să fie nesatisfăcuți de religiile lor păgâne, dar chiar dacă unii au încercat să studieze scripturile, poporul lui Dumnezeu a refuzat să explice simbolurile profetice. Ei credeau că mântuirea este doar pentru ei. Venise împlinirea vremii. Iisus era singura speranță pentru lumea noastră revoltată. În marea lui dragoste și lipsit de egoism, el nu avea să încerce să ne câștige loialitatea preamărindu-se pe sine, ci avea să se coboare până la nivelul nostru și să devină o persoană exact ca noi. El urma ca de bunăvoie să plătească prețul pentru păcatele noastre și să ne dea putere să ne supunem și să devenim ca el. El avea să ne arate cum este Dumnezeu cu adevărat. Satana știa din profețiile din Daniel că se apropia timpul ca Iisus să-și îndeplinească promisiunea de a veni în lumea noastră. El i-a făcut pe oameni să creadă că profețiile despre a doua venire a lui Iisus, cea a revenirii lui cu o mare putere, descriau prima lui venire. Prin urmare, ei așteptau ca Mesia să vină ca un împărat puternic care să le elibereze poporul și să-i facă o națiune măreață. Ei nu voiau un Mesia care să-i elibereze din regatul satanic al păcatului. Așadar, înaintea lui Iisus avea să vină un sol special care să pregătească mințile oamenilor pentru venirea lui. Despre acest sol, profetul Isaia a scris: un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului. Isaia 40 cu versetul 3 la 5. Aplicație. Acest lucru a însemnat să încerce să conducă oamenii la pocăință și la mărturisirea păcatelor, precum mândria și egoismul. Se numără acestea printre păcatele pe care trebuie să le mărturisim înainte de a doua venire? Gabriel îl vizitează pe Zaharia. Cu câteva luni înainte de nașterea solului, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel la templul din Ierusalim ca să-i spună lui Zaharia despre acest lucru. Acesta era un mare preot care, asemenea altor preoți, își deservea rolul de a ajuta la slujbele din templu atunci când îi venea timpul. El și nevasta lui Elisabeta locuiau la o mare distanță. Ce ne spune Biblia despre ei? Haideți să vedem ce găsim în Luca, capitolul 1, cu versetele 5 la 9. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta.
Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea, Zaharia, înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În timp ce bielul era sacrificat în acea zi pe altarul din curtea templului, Zaharia stătea la altarul tămâierii din locul sfânt, înaintea perdelei care separa locul sfânt de locul preasfânt. Din tămâia arsă pe altar se înălța un nor cu miros dulce, la fel cum și rugăciunea lui s-a înălțat la Dumnezeu. În același timp, în curtea templului, se rugau mai mulți oameni. Așteptându-l pe Zaharia să iasă și să-i binecuvânteze, aceștia au început să se îngrijoreze. De ce dura atât de mult? Ei nu știau că acesta, în timp ce se afla înaintea altarului aurit, a văzut un înger strălucitor stând în partea dreaptă a altarului. Zaharia a fost surprins și s-a înspăimântat. Uitase că atunci când solul lui Dumnezeu stătea în partea dreaptă a altarului, nu exista niciun motiv să se teamă. Ce a spus îngerul? Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Luca 1:12-17. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Zaharia și nevasta lui se rugaseră ani de zile pentru un copil, dar Dumnezeu nu le-a răspuns niciodată la rugăciuni. Acum, fiind bătrâni, părea imposibil să se mai întâmple acest lucru. Ce i-a spus Zaharia îngerului în privința acestui lucru? Luca 1:18. Din ce vei cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Aplicație. Acel nor de tămâie care se înalța de pe altarul aurit din locul sfânt simboliza adăugarea vieții perfecte a lui Iisus la rugăciunea imperfectă a oamenilor. Acest lucru făcea ca rugăciunile lor să fie frumoase, astfel încât Dumnezeu să le accepte. Aceasta este în continuare calea prin care rugăciunile noastre sunt auzite. Gabriel o vizitează pe Maria. Când Zaharia i-a spus îngerului că el și Elisabeta erau prea bătrâni ca să mai aibă un copil, îngerul i-a spus numele său, Gabriel. Ce i-a spus el lui Zaharia după aceea? Luca 1:19-20. Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Oamenii care așteptau în curtea templului se întrebau de ce dura atât de mult pentru ca Zaharia să iasă afară. Se întâmplase ceva cu el? După puțin timp au știut că se întâmplase ceva. Când Zaharia a ieșit din locul sfânt, fața lui luminoasă reflecta strălucirea îngerului și nu putea vorbi. Zaharia își încheiase îndatoririle la templu pentru săptămâna aceea. Apoi s-a întors la Elisabeta și la casa lor de la țară. Timp de 5 luni au păstrat pentru ei veștile minunate despre copil. Crezi că oamenii s-au întrebat de ce nu putea vorbi Zaharia?
Cu 3 luni înainte de nașterea copilului, Gabriel a fost trimis la Maria, verișoara Elisabetei, care locuia în Nazaret la aproximativ 120 de kilometri nord de locul unde locuia Zaharia și Elisabeta. Gabriel aducea cele mai importante vești de la promisiunea pe care a făcut-o Iisus lui Adam și Eva cu 4.000 de ani înainte. Cu mai bine de 500 de ani înainte, Gabriel i-a spus lui Daniel despre Mesia. Acum i-a spus Mariei că ea avea să fie mama lui Mesia și că numele lui va fi Iisus. Dar cum ar fi putut Maria să-i fie mamă? Ea urma să devină nevasta lui Iosif, dar încă nu erau căsătoriți. Cum pot să am un copil când nici măcar nu sunt căsătorită? L-a întrebat. Gabriel i-a explicat, după care i-a spus veștile despre Elisabeta și Zaharia. La Dumnezeu nu este imposibil, i-a spus. Ce a zis apoi Maria? Haideți să vedem ce găsim scris în Luca, capitolul 1, cu versetele 34 la 38. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a 6-a lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria și-a dorit să o vadă pe verișoara ei, Elisabeta, și a parcurs acea distanță mare ca să o viziteze. Ambele aveau să nască miraculos, așa că aveau numeroase lucruri pentru care să se roage împreună. Duhul Sfânt a vorbit prin amândouă, de îndată ce s-au văzut una pe alta. Aplicație. Crezi că Dumnezeu a fost mulțumit văzând credința Mariei și dorința ei de a-i sluji? Nașterea lui Ioan. Maria a rămas cu Zaharia și Elisabeta cam 3 luni. Poate că încă era cu ei când s-a născut copilul, nu știm însă acest lucru. Dar atunci când rudele și vecinii lor au auzit că li s-a născut un fiu, la vârsta aceea înaintată, aceștia s-au bucurat foarte tare. Se întâmplase o minune. 8 zile mai târziu, când acești oameni s-au adunat ca să dea un nume copilului, Elisabeta a spus că numele lui avea să fie Ioan. Ei însă doreau să-l numească după tatălui. Ce s-a întâmplat când l-a întrebat pe Zaharia ce nume dorea să aibă copilul? Luca, capitolul 1, cu versetele 62 la 64. Și atunci au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tabliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a deslegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Veștile despre bebelușul Ioan s-au răspândit cu rapiditate. În curând, oamenii din toate colțurile țării vorbeau despre nașterea lui miraculoasă. Ei știau că atunci când urma să crească, avea să fie o persoană specială. De asemenea, și-au amintit de profeția dată de Duhul Sfânt lui Zaharia despre Mesia și lucrarea lui Ioan. Maria s-a întors acasă la ea în Nazaret. Nu știm când i-a spus lui Iosif despre ce a zis Gabriel, că urma să fie mama lui Mesia. Ea era deja însărcinată, chiar dacă nu se căsătorise cu Iosif încă. Cum putea el să-i creadă povestea despre vizita îngerului? Alți oameni nu vor crede? Ce trebuia să facă? Iosif îl iubea pe Dumnezeu și voia să facă voia lui. Care era însă voia lui Dumnezeu? Cât de ușurat a fost când un înger i-a spus într-un vis ce să facă. El i-a spus să-și urmeze planul și să o ia de nevastă pe Maria și să-i pună copilului numele Iisus. Acest copil special avea să se nască peste doar câteva luni. Profeția spunea că el se
va naște în Betleem, iar Iosif și Maria trăiau în Nazaret, la mai mult de 90 de kilometri nord de Betleem. Planul lui Dumnezeu avea să-i ducă însă acolo ca să împlinească profeția exact la timp. Mica 5:2. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Cu puțin timp înainte ca Iisus să se nască, împăratul roman a poruncit oamenilor să meargă în locul de naștere al strămoșilor pentru a-și înscrie numele. Împăratul David era strămoșul atât al lui Iosif cât și al Mariei, iar acesta se născuse în Betleem. Prin urmare, ei trebuiau să meargă la Betleem ca să se înscrie. Nașterea lui Iisus. Îngerii știau că după ce Iosif și Maria să stau în Betleem, avea să se întâmple unul dintre cele mai importante evenimente din toate timpurile. Urma să se nască Mântuitorul Lumii. Cum aveau să-l întâmpine oamenii? Îngerii s-au dus la templul din Ierusalim și în alte locuri, căutând oameni care să-l aștepte, dar n-au putut găsi pe nimeni. Oamenii practicau închinarea la Dumnezeu, dar erau mai degrabă interesați de măreția lumească. Chiar când se pregăteau să se întoarcă în ceruri, au descoperit un grup de păstori care își păzeau oile pe colinele din afara Betleemului. Aceste coline erau aceleași unde David păzise oile tatălui lui cu mai bine de 1000 de ani înainte. Se lăsase noaptea când îngerii au ajuns la păstorii pe care i-au auzit vorbind despre Mesia. Haideți să ascultăm ce a spus îngerii păstorilor. Luca, capitolul 2, cu versetul 10-14. Îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Îngerul le-a spus că Iisus nu se va naște într-un palat, ci într-un loc umil, sărăcăcios. Ceilalți îngeri n-au mai așteptat și atunci când păstorii se obișnuiseră cu strălucirea îngerului, au inundat întreaga câmpie cu lumină și au început să cânte bucuroși, aducându-i slavă lui Dumnezeu. După ce s-a stins lumina, păstorii s-au grăbit să meargă în cetate ca să-l găsească pe bebeluș. Nu a durat mult și toată lumea din mica cetate a Betleemului a aflat că îngerul spusese că Mesia se născuse în ziua aceea. Când Iisus a împlinit 8 zile, Iosif și Maria s-au supus poruncii ce îi privea pe copiii de sex masculin. După aceea, i-au pus numele Iisus. La 40 de zile, după ce s-a născut, l-au dus la templul din Ierusalim pentru a-l consacra și ca să aducă jertfa necesară. Preotul de la templu, care l-a ținut pe Iisus pentru ceremonia de consacrare, nici nu știa că îl ținea pe Mesia, pe care poporul lui Dumnezeu l-a așteptat 4000 de ani. Aplicație. Ani mai târziu, acel copil avea să devină jertfa noastră pentru păcat, prin care se putea pune capăt tuturor slujbelor din templu și nevoie de a avea preoți pe pământ. Iisus este acum marele nostru preot din ceruri. Evrei 8:1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Simeon și Ana. La sfârșitul ceremoniei de consacrare de la templu, preotul l-a predat înapoi pe Iisus Mariei și a scris numele pe sul alături de cele ale altor copii. Atunci a venit un bătrân pe nume Simeon, care a văzut copilul. Acesta este Mesia, i-a spus Duhul Sfânt,
Fața îi strălucea de bucurie în timp ce s-a îndreptat spre Maria și cu blândețe l-a luat pe copilul Iisus din brațele ei. Toți au ascultat când a vorbit. Simeon de-abia a început să vorbească și a intrat o bătrână văduvă. Fața ei era plină de bucurie, de asemenea, în timp ce îl privea pe Iisus și auzea ce spunea Simeon despre el. Ea era o profetesă. Iosif și Maria, precum și alții, au ascultat minunându-se în timp ce ea prorocea despre Iisus că este Mesia. În timp ce parcurgeau cei câțiva kilometri înapoi la Betleem, prin mintea lui Iosif și Maria treceau numeroase gânduri. O parte din ce spusese Simeon suna încântător. Maria însă trebuie că s-a întrebat ce a vrut să spună că o sabie o să o străpungă. Nu avea cum să știe că într-o zi o să-i se frângă inima văzându-și fiul murind pe cruce. Simeon a mai spus și că Iisus avea să fie o lumină pentru neamuri. De fapt, chiar atunci a putut fi văzută o lumină printre neamuri. La sute de kilometri distanță în est, niște bărbați înțelepți urmăreau o nouă stea strălucitoare pe care nu o mai văzuseră înainte. Acești înțelepți știau din studiul scripturilor evreiești că în curând avea să se nască un împărat special. Ei s-au întrebat dacă nu era cumva cel despre care citiseră în scripturile evreiești. Profeția spunea, o stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Oare steaua aceea strălucitoare, aflată la mare distanță în vest, însemna că profeția se împlinise în sfârșit? Sosise într-adevăr mărețul împărat? În vis, Dumnezeu le-a spus înțelepților să urmeze steaua, iar înțelepții au decis nerăbdători să asculte. Aplicație. În întâmplarea din lecția de săptămâna aceasta, îngerii au spus la cel puțin 6 oameni sau grupuri despre venirea lui Iisus. Poți să-i enumeri? Cum ne putem număra printre cei care sunt pregătiți pentru a doua venire a lui Iisus? Fiți binecuvântați ca să aveți dorința de a studia Biblia și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Domnul cu voi!